Elevii lui Daniel Isei au fugit de viscolul din România și au plecat în cantonament în Spania. Acolo au disputat ieri primul din cele 6 meciuri pe care le-au programate. Liderul ligii întâi a învins pe ocupanta locului 2 din Norvegia prin golul lui Seto Takayuki. Din repriza a doua, japonezul a marcat printr-un șut de la 25 de metri. La Astra au debutat Alexandru Ioniță, Laurențiu Iorga și Denis Alibek, care a început cu stângul la Astra după ce a luat cartonaș roșu pe finalul meciului. Isei a început meciul în formula Coman, Mățel, Găman, Mureșan, Morais, Laban, Cristescu, Ioda, Budescu, William, Iazalde. În partea secundă intră portarul lung și jucătorii de câmp Ben Iosif, Seto Iahaia, Iorga, Ioniță și Ivanovski. Următorul meci va avea loc joi în compania formației moldovenești FC Coșculeni.